Dragi prieteni, bine ne-am regăsit la un nou clip aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Ce credeți că am pregătit? Sigur că da, știu că sunteți foarte curioși, dar acest clip s-a creat în urma nenumăratelor mesaje de care am avut parte vorbind despre clicker training și despre ce poți face mai departe cu această metodă excepțională. Tot ce se întâmplă în acest clip este urmarea acelui video deosebit cu puiul de Beagle, în care am arătat câteva aspecte ale folosirii clicker trainingului și construcției unui exercițiu bazat pe targeting. Ce credeți? A fost o reală inspirație pentru oameni cu cățeluși acasă. Astăzi vom vorbi și vom arăta câteva exerciții de folosire a targetingului, că despre acest exercițiu este vorba, și a clickerului în combinație pentru a construi mersul la pas, pentru a învăța puiul să meargă în lesă, să meargă în lesă și să urmeze frumos stăpânul. Deci, astăzi vorbim despre predresajul puilor. Foarte mulți oameni mi-au scris și m-au întrebat la unison cât de devreme pot începe educația canină cu cățelul. Și răspunsul meu a fost la orice vârstă din momentul în care a fost adus acasă. Acest lucru se încadrează în secțiunea predresaj. Așa numitul predresaj, în care ce facem? Învățăm cățelușul cu diverse elemente de care ne vom folosi mai târziu în dresajul propriu-zis al cățeilor noștri. Unul din aspectele cu care ne vom juca astăzi, în acest clip, este obișnuirea câinelui cu lăsa și, sigur că da, ușor, ușor, dezvoltarea mersului la pas. Dar, mai mult de atât, ne vom juca de-a mersul la pas cu puii noștri prin intermediul clickerului și acestui exercițiu pe care l-am prezentat în acel clip cu puiul de Beagle, și anume targeting-ul. Acea atingere a mâinii care, dezvoltată, determină câinele să poată să descrie orice fel de traiectorie, în sensul în care după aceea declanșează sunetul magic al clickerului sau ne determină pe noi să declanșăm sunetul magic al clickerului și astfel câștigă recompensa. Cu cine este mai potrivit să lucrezi cu mâncare și cu clickerul dacă nu cu pui? Veți vedea astăzi câțiva puișori foarte drăguți cu care eu m-am cunoscut acum câteva săptămâni și cu a căror stăpână pentru acest moment eu lucrez prin video call, aceasta situându-se tocmai în Germania. Ceea ce înseamnă dresajul prin video call, instruirea omului și inspirația clipurilor de pe acest canal, veți vedea că duce către aceste rezultate ale exercițiului cu puiilor din dotare. Ce înseamnă mersul la pas atunci când îl inițiez cu puiul de cățel? Înseamnă joacă. Înseamnă să jonglezi cu acest instinct primar de care puii sunt dominați, și anume instinctul de hrană. În momentul în care cățelușul înțelege că acolo există mâncare, va face orice pentru a o câștiga. Și cum îl învățăm să facă ceva pentru a o câștiga? Dacă nu, prin clicker training. Punctăm prin clicker un anumit comportament și apoi recompensăm. În cazul acesta, învățăm cățelușul să atingă mâna, să urmeze, după care recompensăm. Așa cum am explicat și în clipul cu puiul de Beagle, cu Loki, este acolo sus pe canal dacă vreți să îl vedeți integral. Am spus că acest exercițiu de targeting, de atingere a mâinii, poate avea mai multe utilități. Poate învăța cățelul să descrie trasee pe care în mod normal nu ai cum să-l înveți să le descrie. Dar urmând mâna și căutând să vină, să atingă cu năsucul mâna,
el începe să se alinieze la pas, începe să meargă la pas către o direcție, către dreapta sau către stânga, începe să pornească de pe loc, uitându-se la tine sus, atent, când ai pornit și spui pas și ții un pic mâna în față, el vine după mână să o atingă. Începem totul cu o fază de momire. Punem de câteva ori recompensa între degete, lăsăm puiul să vină să dea cu năsucul acolo și dăm recompensa din acel punct, din mână. Bineînțeles, folosim clickerul. Apoi, același cățeluș poate să vină în aceeași situație, să urmărească mâna în deplasarea noastră către înainte și apoi întoarce către dreapta, fără să mai avem nimic în mână. Dăm click, scoatem ceva din buzunar și dăm recompensa. Puțin câte puțin, câinele asociază inclusiv firul pe care îl legăm de zgarda lui, chiar dacă n-a mers niciodată în lesă, cu acest joc interesant de a urmăritul mâinii și de a câștigatul recompensă. Astfel, ajungi să înveți puiul să meargă în lesă frumos și să accepte lesa într-un mod deosebit, să nu aibă absolut nicio problemă. Desigur, știți cum sunt puii. Au văzut ceva ca atârnă pe lângă bot, se apucă și trag și ei cu dinții și se distrează acolo, crezând că acela este jocul. În momentul în care fac asta, dacă ai un pic de răbdare și le prezinți recompensa și și-au comutat atenția pe recompensa pe care o ai în mână, automat lesa dispare. Și începi încurajarea comportamentului de atenție către mână și de marcare cu click, apoi recompensare. Desigur, lesa va fi un element demn de ignorat în comparație cu mâna pe care trebuie să o urmărească și care aduce recompensa. Prin acest exercițiu rezolvați o altă problemă care pe foarte mulți dintre voi vă deranjează. Și anume că vine puiul și vă apucă de picioare, vă mușcă de ciorapi, vă mușcă de pantaloni, pentru că instinctiv ei se duc și urmăresc și apucă, într-o formă de joacă, desigur, la această vârstă, tot ce mișcă. În condițiile în care îi centrați atenția pe mână, puteți să învățați puiul din timp să ignore mișcarea picioarelor și să se concentreze pe un alt punct de interes în deplasare. Pentru că mâna este cel mai important punct de interes către care își centrează atenția, desigur, va ignora mișcarea picioarelor, dar totodată câinele se va condiționa la mișcarea picioarelor ca însemnând atenție către sus la noi, către mâna, care va aduce, desigur, click și recompensă. Nu uitați că lucrul cu puii trebuie să dureze foarte puțin. O ședință cu un pui de cățel trebuie să dureze câteva minute maxim. Trebuie să-l impresionezi, trebuie să aibă câteva feedback-uri pozitive, și anume click, recompensă, click, recompensă, după care îl lași să te relaxeze. Începi să te joci cu el sau îl lași chiar să se ducă la culcare, pentru că asta va face. Totodată, să nu vă faceți griji atunci când lucrați cu câinele, dacă în urma agitației se opresc brusc și se duc să-și facă nevoia. Este natural, câinii își fac nevoile, așa ca o paranteză, după ce se trezesc din somn, după ce mănâncă la câteva minute și, bineînțeles, după ce sau în timpul jocului, când se agită. Dacă știți toate aceste mici detalii, ați lucrat cu câinele, îi lăsați un pic de pauză să se ducă să-și facă nevoia și apoi puteți reveni la joacă. Dar este de preferat să lucrați pe secvențe scurte de 5, maxim 10 minute cu puiul. După care, cum este cazul Mihaelei, schimbați cățelul. Hai. Aquí, ya lásalo. Espera, ahí de lásalo, dale. Ay.
păzinucă. Na, 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 na. Dragi prieteni, să știți că mersul la pas este o întreagă aventură în viața noastră împreună cu câinele pe care îl avem. Însă, acest mers la pas este un joc deosebit pentru câinele nostru, inclusiv pentru noi, dacă acesta începe de când cățelușul este mic. Ceea ce facem acum și impresiile pe care îi le lăsăm puiului la această vârstă se vor vedea mai târziu când câinele va crește, când vom putea introduce noi elemente de sugestie și de control în mersul la picior și câinele va fi total cooperant, va merge cu capul sus și își va dori cu tot din adinsul să vă facă pe plac. El va ști, și asta se începe de acum, de la această vârstă fragedă, că oferindu-vă comportamente și voi îi veți oferi ceea ce își dorește. Și atunci este o situație win-win. Scopurile coincid. Și tu ai un câine care ascultă și este total conectat la tine și el are un stăpân care poate fi controlat prin intermediul comportamentului lui. Stăpân care este foarte cu minte, dă un click, dă o recompensă sau spune bravo băiat, ești foarte drăguț, ia recompensa de aici. Totul începe acum. Hey. Astăzi am vorbit de obișnuirea puiului cu lesa și un pic de mers la pas bazându-ne pe acest element de detaliu din clicker training și anume targeting-ul. Dar stați aproape, vor urma și alte clipuri interesante despre această categorie predresaj care face din puiul nostru un câine deosebit. Vom face alte exerciții, vom iniția jocuri drăguțe cu puii pe care le vom prezenta în clipurile care vor urma urcate aici pe canal. Dacă v-a plăcut acest clip și dacă vi se pare interesant ceea ce se întâmplă pe acest canal, să dați un share, este foarte important, dați un like, sigur că da, ar fi o mare bucurie pentru mine și vă duceți în secțiunea de comentarii, întrebați orice. Eu voi fi prezent, voi răspunde, vom dezvolta dialogul și comunitatea noastră va crește puțin câte puțin. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați că orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!